Pentru că tot avem creionul ăsta pe care l-am folosit și ca lumânare. Hai să-l folosim pentru a rosti mai bine căuri și găuri. Ce zici? Normal. Păi și cum le rostim noi cu creionul? Este exercițiul ăla clasic când ne băgăm creionul bine în gură. Trebuie să-l poziționăm în spatele caninilor, neapărat. Da. Cât mai în spate, ca să ne facă să zâmbim cât mai mult. Adică să nu țineți în fața aici pe dinții incisivi. Da. Ci în, cât mai în spatele caninilor. Da. Acă. Acum așa suntem vorbim. Foarte drăguți. Da. Începem cu niște exerciții foarte simple cu creionul în gură. Ce-a, cea, ce-a, aceea. Hai să facem împreună. Ce. Doi. Ce. Ce. Ce-a. 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 Da. Ce-a. Cea, ceia, aceea. Bun. Suntem ușor cam penibile așa. Da, da, da. În gură, puțin, dar puțin, dar e un joc. Ne dezvoltăm vorbirea, bine. Perfect. Mai departe. Facem și cu grupul de litere G. Cu G. Hai să vedem. Același lucru. Da. G-A, G-A, nu, G-A, 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 aceea. Hai să vedem. Aceeași poziție, da? În spatele caninilor. G-A, 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 A-G-A. Bun. E important să faceți împreună, ca după aceea fiecare copil să facă separat, mai ales cei care au problemele astea de dicție. Și de ce cu creionul în gură? Pentru că, bineînțeles, un creion în gură ne încurcă. Da. E evident că ne încurcă. Dar dacă noi ne chinuim să vorbim perfect cu ceva care ne chinuie cu creionul ăsta în gură, fără el o să fie, să știți, de 100 de ori mai bine. Da. Să știți că sunt actori mari pe care îi apreciați și care și la vârste înaintate își fac acest exercițiu înainte de a intra în scenă, în așa fel încât pe scenă la el se aud toate cuvintele rostite perfect. Este lucrul actorului cu sine însuși, așa că intrăm într-o altă categorie data viitoare. Da. Bun, hai să spunem câteva cuvinte din astea foarte dificile, vrei? Da. Începe tu cu cele de aici. Încep eu. Să vedem dacă tu mă înțelegi. Uite că poate, poate nici nu le vezi. Da. A, ce-ar fi? Ce-ar fi? Uite să nu le vezi. Aici. Aleg. Uite aici. Așa, să nu se uiți. Ca să le văd totuși. Să văd dacă voi mă înțelegeți. Nu? Înțelegeți. Voce. Ciorbă, ocean, ciocan, cocean, bocitoare și ciocolată. Hai că le-am înțeles, le-am înțeles. Ia să vedem, să caut și eu câteva cuvinte. Cochină. Ciorap, ciocit, cioban, foc, cioară, leucocite. E atât de dificil cu obiectul ăsta. Dar după aceea, cum vor spune copiii, leucocite. Altfel iese. Uite, fii atentă, un text pe care tu nu-l știi, să zicem, uite, deschid o carte. Ia să văd ce citești la vârsta ta. Uite, eu citesc o chestie cu animăluțe. E bine. Uite, să văd dacă tu înțelegi ce spun eu. Ca un joc. Da? Verzele sunt păsări foarte mari. Ele au gâtul și picioarele lungi și le poți zări pășind agale prin lungă. Ce-am zis? Ce fac ele agale? Nu mai spune încă o dată. Pășesc, le pot zări agale prin lungă. Am înțeles totul despre berze. Asta. Bun. Să încerc și eu să descoper în cartea ta o păsărică aici. Păsări, păsări, păsări. Ia uite, gaițe, rândunici, măcăleandru. O gaiță albastră face băghiță și mălăcește pentru a-și curăța
peniajul și pentru a se răcori. Trece puțin, păi gaița are penar? Penaj. Penajul! Jul este înțeles. Mult mai bine fără creionul yeah. ăsta. J. Oh, e greu cu e greu. J. J. Penajul. Ok. Exercițiul cu creionul în gură este esențial pentru toți cei care au diverse defecte de vorbire. Pentru că îl ajută, de fapt, acest obstacol, acest chin, pentru că e un mic chin să vorbești corect cu un creion în gură, îi vor face pe ei să conștientizeze greutatea, iar când nu vor mai avea acest obstacol, cuvintele lor vor ieși așa în flux continuu, libere și foarte bine rostite.